Doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Continuăm să vorbim despre nevoia promovării unei reforme veritabile în domeniul judiciar și de ce insistăm să venim cu mai multe explicații în spațiu public, pentru că Republica Moldova, obținând acest statut de țară candidată pentru aderare la Uniunea Europeană, și-a propus să respecte cele nouă condiționalități. Ele urmează a fi îndeplinite până la finele acestui an, ca să îi se ofere posibilitatea țării să înceapă negocierile pentru aderare, și majoritatea dintre aceste condiționalități țin de reforma în justiție și lupta împotriva corupției. Astăzi îl avem invitat la Vocea Basarabiei pe domnul Iuri Lealin. Domnul Iuri Lealin este procuror și a început cariera în organele procuraturii în 2009 în calitate de specialist principal în aparatul procurorului general. În prezent este procuror în secția reprezentare în procedurile non-penale și implementare CEDO din cadrul Direcției Judiciare a Procuraturii Generale. Dumnealui este unul, cum să zic, dintre cei norocoși din moment ce a reușit să treacă evaluarea, o evaluare care se consideră destul de dură, dar pe de altă parte destul de necesară ca să se recâștige încrederea în acest sector numit justiție. Dumnealui va face parte din Consiliul Superior al Procurorilor. Ce este Consiliul Superior al Procurorilor? Este un organ reprezentativ și de autoadministrare a procurorilor, care este garantul autonomiei, obiectivității și imparțialității procurorilor. Este constituit din 11 membri. Am făcut această precizare până începe emisiunea. Bine ați venit la Vocea Basarabiei. Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumim pentru disponibilitate. Comisia Preveting a publicat deja deciziile de promovare a evaluării a 4 procurori candidați la funcția de membru în Consiliul Superior al Procurorilor. Printre aceștia sunteți și dumneavoastră, care corespundeți criteriilor de integritate și ați promovat evaluarea și ați acceptat ca deciziile să fie făcute publice. Să ne explicați totuși din interior ce înseamnă să te temi sau să nu te temi să mergi la această evaluare extraordinară? Eu pentru început aș vrea să vin cu o precizare. Dumneavoastră ați spus că eu o să fac parte din Consiliul Superior al Procurorilor, dar în realitate vor avea loc alegeri în Consiliul Superior al Procurorilor și eu, prin promovarea acestei evaluări, am fost admis la alegeri. Dar cel mai probabil veți face parte totuși din CSP. Bine, urmează să vedem cu referire la întrebarea dumneavoastră cu preveting-ul. Sigur, cum a fost acest preveting? Sigur, nu a fost deloc simplu, a fost stresant. Toți trebuie să înțeleagă că asta implică foarte multe ingerințe în sfera privată a persoanei. Se verifică absolut tot, un timp foarte îndelungat, 10-15 ani în urmă. Mai mult decât atât, se evaluează și rudele, și rudele rudilor, urmează a fi prezentate actele justificative și sigur că nu în toate cazurile este posibil. În anumite situații se merge pe, credeți-mă că așa a fost, anumite acte sunt, anumite acte nu sunt. Termenii, ați văzut și dumneavoastră, de la interviu până la decizie a durat două luni. A durat mult mai mult timp de la începerea nemijlocită corespondenței cu comisia, fiindcă a fost o corespondență destul de intensă și a trecut aproape 2 ani din momentul înaintării candidaturii la Consiliul Superior al Procurorilor. Iată, deja au trecut 2 ani și abia acum avem o decizie, dar data alegerilor încă nu este stabilită, fiindcă va fi stabilită atunci când vor fi evaluați ceilalți. Au rămas încă 4 candidați. De ce v-ați dorit să faceți parte în continuare din această tabără armată a procurorilor? Nu știu dacă este vorba de armată. Vorbim de Consiliu, în principiu, la moment. Da. Am considerat la acel moment că este o platformă bună pentru a schimba lucrurile în procuratură. Este ce-i drept că au trecut deja ceva timp, s-a schimbat și conjunctura în general, poate și anumite atitudini personale, urmează de văzut. Acum urmează de gândit la rece și de văzut dacă mai merge
dacă se mai merită de mers în acel consiliu. Dar, adică de ce nu s-ar mai merita? Ați câștigat o luptă și credeți că nu s-ar merita? Nu, după cum am spus, candidații și-au înaintat candidaturile 2 ani în urmă. A durat procesul, a durat procesul de pre-vetting. Deja nu era posibilitate de retragere. Sau era posibilitate, dar avea să fie interpretat ca o frică. Dar v-ați gândit să retrageți dosarul? Nu. Nu, am mers înainte, am trecut acest proces, dar acum chiar trebuie de gândit dacă se mai merită de candidat în Consiliu. Și o să vă explic de ce. Până la urmă, toți trebuie să înțeleagă că Consiliul Superior al Procurorilor este un organ colegial. Se decide totul cu majoritatea de voturi. Și dacă vrei chiar să schimbi lucrurile, trebuie să ai o siguranță sau măcar o perspectivă că vei avea acea susținere pe interior ca să ai posibilitatea să promovezi agenda. Criteriile au fost aceleași pentru toți cei care au candidat, așa că bănuiesc că acum ar trebui și ideea ca să coincidă a tuturor celor care vor face parte din acest Consiliu Superior al Procurorilor. Ideile să coincidă. Da. Scopul să fie același. Exact. Aveți dreptate. Au fost aceleași criterii la integritate etică și financiară. Însă asta nu înseamnă că toți gândesc la fel și au aceleași viziuni. Și iată, asta ar urma să fie stabilit în cadrul unei companii de promovare. Despre asta cred că o să discutăm, fiindcă urmează și o companie de promovare și în mod normal ar trebui să fie dezbateri și un schimb de idei și ar fi trebuit să fie selectați cei mai buni candidați. Dar admiteți că ar putea viziunile să nu coincidă? Urmează de analizat. Noi încă nu avem certitudine cine o să candideze, cine o să treacă. Plus, mai sunt membrii vechi ai Consiliului din partea societății civile, în special care știți că nu au trecut pre-vetting-ul. Și nu este clar, ei vor rămâne acolo până la finalizarea mandatului sau ca în cazul CSM-ului vor avea alți membri din partea societății civile care de asemenea vor avea de trecut acest pre-vetting. O să ajungem și la aceste aspecte, dar ca să ne oprim un pic ușor la audierile care s-au axat pe subiecte de integritate financiară și etică. În presă, ce titluri am citit? Procurorul care a primit donații la nuntă în sumă de 360.000 de lei. Da, este adevărat. A fost greu, ușor să îi convingeți pe membrii comisiei că banii sunt de la nuntă? Nu, eu cred că nu este o sumă exorbitantă pentru realitățile noastre. A fost expusă și în declarațiile de avere. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că în paralel cu comisia, aceste aspecte au fost verificate și de Autoritatea Națională de Integritate. La mine personal, deci așa a fost. Deci au fost două decizii Autorității Naționale de Integritate, prin care s-a constatat că nu sunt abateri. Și a fost decizia comisiei. Și plus comisia interpelează informații și de la SIS, CNA și alte organe. Eu nu știu dacă a mai fost vreo persoană care să fie expusă la atâtea controle. Dar dacă nu am nimic de ascuns, de ce să mă tem? Da, exact de asta și-am mers înainte. Ce am mai reținut eu atunci când se vorbea despre felul cum au fost organizate aceste audieri? Cum se întâmplă că cei care au participat la aceste evaluări au spus că au intrat în posesia unor mijloace de transport care, iarăși, ar fi plătit pentru cumpărarea lor o sumă care, în opinia unora, nu ar fi corespuns realității? Da, iarăși ține de realitatea Republicii Moldova, dar și de modul în care candidații și-au putut argumenta poziția, fiindcă în unele situații au fost anexate documentele confirmative, în alte situații au fost transmise poze și alte informații relevante. Până la urmă, asta este, dar asta se referă nu doar la funcționari publici. Înțelegem foarte bine modalitatea de înregistrare a vehiculelor, este aceeași și chiar a fost un caz foarte interesant când un jurnalist, da, drept că era mai mulți ani în urmă, tot acuza pe cineva de chestiunea asta din funcționari publici pentru că ulterior să se stabilească chiar și la domnul în cauză, mașina era la 10.000 de lei declarată. Deci asta e situația, asta e realitatea. Sigur, noi
urmează să tindem să schimbăm această realitate și eu cred că ea se schimbă. În ceea ce a fost, de exemplu, în anul 2012-2011, când abia se forma acea obligație de a depune declarațiile, încă nu era ANI, deci era cu totul alte practici. Vreau să vă spun că declarațiile pe avere, de fapt, erau pe venit, se completau așa de mână și se aruncau în cancelare, deci nimeni nici nu le lua în serios. Sigur, lucrurile au evoluat de atunci și acum disciplina financiară și etică este mult mai înaltă. Ce ne puteți spune despre obiectivitatea evaluatorilor? Este o întrebare capcană, cu siguranță, dar eu vreau să remarc un lucru pozitiv, ceea ce am observat la comisia respectivă. Nu au fost sau nu s-au resimțit implicații politice. Fiindcă acolo unde sunt implicații politice, de regulă lucrurile eșuează. Și am văzut persoane care aparent aveau susținerea Parlamentului nou trecut, privetingul chiar și din societatea civilă la judecător. Erau cineva din judecător care a fost promovat de Parlament și nu s-a ținut privetingul. Era, bun, de personalitatea mea vreau să spun că eu n-am susținere politică și mereu am fost chiar și critic în unele aspecte. Țin minte că am făcut interviuri multe cu dumneavoastră. Inclusiv la dumneavoastră. Așa e. Și dacă ar fi așa ca să fie implicat politicul, eu nu aș trece cu siguranță. Și asta este bine că s-a făcut în mod obiectiv. Da, totuși au fost și întrebări care au deranjat la modul cel mai serios, pentru că unii au crezut că parcă ar fi fost umiliți dacă li se adresau atât de multe întrebări, unele care poate că depășeau spațiul pe care îl credeau cei care erau examinați spațiul lor de confort. Da, eu am spus că ingerința în sfera privată este foarte mare. Ceea ce s-a văzut în interviuri este doar vârful icebergului, fiindcă s-au accentuat și s-au adus publicului doar anumite aspecte mai importante. Corespondența conținea mult mai multe întrebări și membrii comisiei au avut acces la toate tranzacțiile, la toate informațiile și s-a văzut lucru foarte intens a secretariatului, fiindcă se prezentau anume acele puncte dureroase la fiecare candidat, care aduceau atingere cea mai mare. Și sigur era simțitor și pentru unii poate era și dureros. Fără această evaluare, s-ar fi putut face o selecție corectă și bună după meritocrația celor care trebuie să activeze în instituțiile de drept? Bine, este o... La moment, această evaluare a vizat doar candidații la Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor. Trebuie să înțeleg, nu toată procuratura și nu tot sistemul judecătoresc. Eu întotdeauna eram de părere și am fost adept al ideii de unei companii de promovare în procuratură și am fost pe idee că trebuie să fie o concurență a ideilor și ideile mai progresive ar trebui să câștige, ar trebui să aibă așa un schimb de generații. Noi, cu regret, dar viziunea mea subiectivă, noi am pierdut ceva timp, chiar prea mult cu acest preveting, deja au trecut, vă spun că 2 ani. Și cred că în timpul ăsta, ca alternativă, poate se putea de mers pe altă cale și de făcut lucrurile mai eficient. Dar ce urmează după acest preveting? Da, de fapt, așa de multă atenție a fost acordată prevetingului că mulți s-au uitat că nu asta este scopul în sine. Deci prevetingul este doar o cale spre alegeri. Da, un prim pas. Un prim pas spre alegeri. Respectiv, noi acum așteptăm evaluarea ultimilor 4 candidați care mai așteaptă. Cineva a fost la audiere o lună în urmă, cineva deja 2 luni în urmă, deci eu sper că deciziile vor fi în timp foarte apropiat și ulterior Consiliul Superior al Procurorilor urmează să stabilească data alegerilor. Urmează alegerile în Consiliul Superior al Procurorilor. Funcțional, când ar putea să fie acest CSP? Bun. La termen ne referim. Până la finele acestui an? Eu cred că, da, eu cred că realist în toamnă deja va fi. Și ce sarcină cade pe umerii acestui Consiliu Superior al Procuraturii, ce să facă? Bine, eu sunt de părere că urmează a fi schimbate atitudinile în general.
Nu am vrut să vin prea multe critici, dar față de actualul Consiliu, el este pe sfârșit de mandat, dar ca să spui ce urmează fi schimbat, oricum trebuie să spui ce nu este în regulă și în viziunea mea urmează fi îmbunătățită situația cu transparența în activitatea Consiliului. Încă dacă dumneavoastră încercați să priviți arhiva tuturor ședințelor Consiliului Superior al Procurorilor, cred că 90% din timp o să fie secvențe de filmări a ușii sau peretelui de lângă Consiliul Superior al Procurorilor. Prea multe deliberări și ședințe închise, ceea ce în mod normal nu este normal, scuzați, de tautologie, anume multe chestiuni pot fi discutate deschis și trebuie să fie discutate, inclusiv acele care vizează cariera procurorilor și inclusiv acele care vizează procedurile disciplinare. Adică la noi toate procedurile disciplinare se examinează în format închis. Că asta ar viza anumite informații din cauza penală, dar există alte soluții. Depersonalizarea spețiilor, de exemplu. Sau examinarea în ședință închisă doar anumitor lucruri care anume vizează acele cauze penale. Și cetățenii trebuie să cunoască cum stau lucrurile cu sancțiunile disciplinare, mai mult decât atât și procurorii trebuie să cunoască care este practica în acest domeniu, care fapte constituie abateri disciplinare, care nu constituie. Dar cât de mult v-a afectat pe dumneavoastră, v-au afectat declarațiile care se făceau și se mai fac în spațiu public, că sunt procurori corupți, sunt judecători corupți, sunt cei pe care poți să-i cumperi ușor, sunt cei care cad sub influența politicului, sunt cei care apără anumite interese ale politicienilor. Cât de mult v-au deranjat și chiar v-au afectat, iată, aceste declarații? Pentru că, iarăși, se zice că pădure fără uscături nu-i despre toți nu poți să vorbești și să generalizezi, dar cazuri multe au fost care au afectat grav imaginea instituției procuraturii. Da, sigur afectează pe toți procurorii, fiindcă de regulă se generalizează. Se vorbește despre un caz, dar se vorbește despre toți. Sau dacă nu se vorbește direct despre toți, asta se are în vedere. Sau oamenii percep așa. Și cu siguranță asta afectează. Aici urmează să spună cuvântul colegiile specializate, Consiliul, dar vreau să atrag atenția că multe persoane despre care s-a vorbit în permanență că sunt cu probleme, deja nu se regăsesc în procuratură. Sau sunt suspendați din funcție, sau sunt sub urmărire penală. Deci dar ele... și acest lucru vorbește despre multe, că din moment ce totuși au încercat mult să depună și au reușit să obțină eliberarea din funcție, asta înseamnă că ei se simțeau într-un fel cu pufșor pe bătișor. Da, fie s-au dus, fie așa au fost create circumstanțele că au fost nevoiți să se ducă. Asta a fost realitatea și circumstanțele care au determinat chiar și demararea acelui proces de pre-vetting și discutăm acum, urmează un proces de vetting, în principiu în mare parte s-au epuizat. Cel puțin nu ar trebui așa de mult să ne concentrăm, dar este viziunea mea. Dar știți cum se zice, în butoiul cu miere, o linguriță de dohot strică tot gustul mierii. Exact asta s-ar potrivi de și acord pentru situația din justiție, nu? Da, de acord, dar să nu uităm că noi avem Consiliu, vom avea un Consiliu funcțional, reformat, avem colegii, la fel urmează o reformă a colegilor în cadrul procuraturii. Și ei pur și simplu trebuie să-și facă treaba și aceste lucruri pot fi corectate prin activitatea acestor organe. Da, dumneavoastră totuși, cei care formați breasla, deseori vă intersectați. Discutați despre toate problemele astea care se spuneau că există în justiție și că e atât de greu astăzi să faci ordine și curățenie în acest domeniu. Sigur, asta sau erau afectează bisericuțe asta... și fiecare discutau despre problemele pe care credeau că trebuie să le discute. Asta afectează, eu v-am spus, asta afectează pe toți procurorii. Toți simt o presiune enormă. Toți așteaptă, bine, acum așteaptă finalizarea pre-vetting-ului. Primii așteaptă candidații care își doresc să ajungă în colegii, fiindcă ei urmează și ei o să se gândească foarte bine dacă să depună sau să nu depună candidaturile. Și ulterior urmează și ceilalți procurori. Și toți simt această presiune
Și nu știu dacă, nu neapărat cei neintegri, dar nu știu chiar cei integri dacă simt motivarea suficientă să rămână în sistem. Încă presiunea este enormă și motivarea este foarte slabă. Da, chiar dacă vorbim de salarizare, nu vreau să abordez, dar deja... E bine să spunem și despre acest aspect, pentru că dacă nu e motivat specialistul, atunci el o să-și găsească o alternativă. Este un subiect foarte dureros pentru procurori, fiindcă de aspectul procurorului tot s-a uitat. Acum se discută de majorarea de salarii la judecători. Și pentru prima dată în bugetul de stat, în unitățile de referință, procurorii și judecătorii s-au găsit separat. Deci judecătorii au primit o valoare de referință mai mare decât procurorii. Respectiv, asta va fi practică pe viitor. Și credeți că e o nedreptate? Da, noi considerăm că este o nedreptate, fiindcă atunci când a fost mare reformă a procuraturii, 2013-2016, au fost adoptate acte normative care reglementau și uniformizau salariile judecătorilor și procurorilor. Sigur, salariile procurorilor erau mai mici decât cele a judecătorilor, dar erau mai mici într-o oarecare proporție. Și noi am fost de acord cu această proporție. Și acum, în funcție de conjunctură, se majorează salarii la anumite categorii, de altele se uită. Sigur, procurorii percep asta ca o nedreptate. Dar care e salariul mediu, dacă putem să-l anunțăm, pentru un procuror? Bine, eu cred că un procuror într-o procuratură teritorială primește în jur de vreo 16.000 de lei. Cândva, 5 ani în urmă, suma asta cred că părea mai motivantă, dar acum, chiar având în jur colegi care activează în domeniul juridic, chiar și în funcții publice, sau domeniul nejuridic, ne vorbim de proiecte internaționale și altele, deci sigur nu este un salariu motivant. Ce se mai credea? Că dacă nu aveau salariu motivant, atunci ei încercau, în baza unor dosare, să-și facă câștig propriu, e așa? Iarăși, nu vreau să generalizez, eu admit că aceste situații se întâmplă, dar aici, iarăși, organele statului urmează să-și facă treabă. Sunt toate premisele pentru asta. Această evaluare s-a făcut ca să se scape de corupția din justiție. În primul rând, așa s-a încercat să se acrediteze ideea că e nevoie de o mare curățenie în acest sistem, pentru că cetățeanul, dacă îl întreb câtă încredere are astăzi în justiție, va spune că puțină și foarte puțină, pentru că e mare gradul de corupție. Dumneavoastră, chiar cu dumneavoastră am avut mai multe discuții înainte și am fost întotdeauna destul de sceptic, fiindcă, așa cum ați spus, această evaluare a fost pusă ca o panacee și toți au crezut în asta că este posibil. Acum se afișează și alte idei, crearea unui tribunal anticorupție, comisarea genială și genială, tot niște panacei idealizate, dar în realitate... Deci urmează fi schimbate lucrurile sistemic, urmează o muncă foarte asiduie și foarte strategică pentru a fi schimbate lucrurile. Și nu este suficient doar schimbarea unor oameni în anumite funcții. Da, în opinia dumneavoastră, totuși ar trebui sau nu ar trebui lichidate aceste două instituții, așa cum unii încearcă să spună CNA și Procuratura Anticorupție, sau să fie comasate, sau ce soartă să aibă aceste entități? Eu cred că soluțiile pot fi diferite și pot să funcționeze și așa cum sunt și pot să funcționeze eficient și prin comasare. Ceea ce vreau eu de fapt să spun, că chiar și comasarea nu este o panacee și prin comasare noi nu să scăpăm de corupție și nu să dispară toate problemele, la fel cu crearea Tribunalului Anticorupție. Trebuie să înțelegem asta, fiindcă societatea cumva percepe asta cu regret, în continuare, ca niște soluții universale. Atunci să vă întreb și mai tranșant. De ce atât de greu se livrează rezultate pe dosarele de rezonanță? De ce s-a pierdut încrederea că procurorii și judecătorii sunt cei care trebuie să apere buchea și spiritul legii și s-au așteptat aceste rezultate să fie oferite mai repede? Bine, nu este așa de ușor de a livra rezultate pe dosare de rezonanță.
Sunt dosare mult mai simple, care durează obiectiv, din motive obiective, durează cu luni sau cu ani, nimai vorbind de niște scheme cu elemente de extranietate, cu mulți participanți, cu un termen deja care s-a scurs de acolo și așa mai departe. Dar în același timp vreau să vă spun că sunt rezultate. Sunt rezultate, pur și simplu, societatea mereu le va considera insuficiente. Dar dacă cineva își va pune scopul să clarifice câte persoane au fost trimise în judecată de Procuratura Anticorupție, chiar și pe fraudă bancară, pe alte dosare, o să vadă că au fost și condamnări, au fost și sechestre, au fost și confiscări. Posibil există o problemă de comunicare, dar eu, pe de altă parte, văd că și societatea mereu va cere mai mult și va fi insuficient. Și atunci cetățeanul ce zice? Că dacă cel care a furat un sac de porumb repede își află sentința și își pășește pedeapsa, cel care fură statul, acela are șanse mai greu să fie trimis după gratii. Da, asta este realitatea, dar nu numai în Republica Moldova. Noi vedem și în alte state, da, sunt judecați și condamnați și foști președinți de state, inclusiv, dar asta se petrece peste mai mulți ani. Oricum, ancheta durează. Probele care se adună atunci când trebuie să fie dosarul convingător sau, cum să zic, să fie motivat din punct de vedere legal că persoana este vinovată, atât de greu se adună probele? Da. Este foarte simplu câteodată să desenezi o schemă infracțională. Care poți să o faci în 5 minute aici cu creionul, în studio. Abia pentru a înțelege schema, câteodată este nevoie de luni sau de ani de zile, doar pentru a înțelege schema. Și după asta începi să descoși pas cu pas toate probele. Spre deosebire de făptuitor, cel care investigează nu cunoaște realitatea. El trebuie să o descoperi. Și întotdeauna ancheta a fost un proces creativ, urmează de muncit, nu sunt niște acțiuni șablonate. Da? Poți să muncești de dimineață până seara, dar asta nu schimbă nimic. Trebuie să găsești mereu soluții, mai ales pe dosare foarte complicate. Și de ce avem nevoie și de profesioniști în domeniu? Ce se mai crede? Că în anumite cazuri, dacă procedura nu a fost respectată, cel care figurează în dosar merge la CEDO, se plânge acolo și pentru că nu a fost respectată procedura, lui se dă câștig de cauză și îi se dă câștig de cauză pentru că a fost încălcată procedura, dar nu pentru că el figurează ca bănuit într-un dosar. Da, bine, dacă chiar sunt hotărâri CEDO, asta nu înseamnă că după asta persoana neapărat urmează a fi achitată la nivel național. Există situații când se constată încălcarea a convenției, dar persoana primește o reparare, o satisfacție echitabilă, îi se compensează prejudiciul, sunt alte măsuri de ordin individual și general, dar asta nu neapărat înseamnă că el se eschivează de la pedeapsă. Iarăși, dacă ajunge la CEDO și se spune în spațiu public că el a câștigat dosarul, atunci lumea parcă vrea să creadă că el nu mai este vinovat atât de tare dacă nu au putut instanțele de aici naționale să dovedească acest lucru. Da, sigur, este un subiect manipulator. Persoana care a câștigat măcar ceva la CEDO, întotdeauna o să invoce că el a câștigat tot. Dar fiecare caz urmează a fi elucidat, inclusiv în spațiu public și clarificat situația. Un tribunal anticorupție ar trebui să existe în Republica Moldova? Eu cred că nu personal, dar asta ține de administrarea judecătorească. Personal, viziunea mea, deci este bine așa cum este, se poate să meargă pe specializarea judecătorilor, în orice caz. Noi am avut instanțe specializate și cumva experimentul ăsta nu s-a finalizat cu bine. Până la urmă, trebuie să aceste instanțe specializate atunci când s-a lichidat procuratura economică. Judecătoria economică. Unii au zis că e bine, alții au spus că nu e bine. Acum, iarăși în spațiu public, aud tot mai mulți experți care insistă pe ideea că e nevoie de aceste organe specializate.
Bine, eu le interpretez ca niște idei panaceice aruncate așa în societate. Când societatea fierbe și cere anumite soluții, sigur este nevoie de dat ceva. Și iată aici a apărut ideea cu vetting-ul, pe urmă a apărut ideea cu DNA-ul, pe model românesc, pe urmă cu tribunal, dar până la urmă este nevoie de o strategie și cu regret s-a pierdut foarte mult timp și noi mergem înainte fără o strategie clară ce facem. Da, iată, dumneavoastră, cum l-ați convinge pe cetățean că instituțiile care trebuie să combată corupția, ele sunt antrenate plenar în dezrădăcinarea acestui flagel? Da, nu știu dacă eu ar trebui să vă întreb o părere conving. Pentru că această idee este prezentă în societate și cetățenii ce spun? Când pierdem încrederea în instituțiile statului, pierdem încrederea în Republica Moldova, alegem calea străinătății și nu ne mai pasă ce va fi aici. Unii dintre ei sunt foarte categorici. Bine, același lucru aș putea să spun și de procurori. V-am spus că mulți sunt demotivați prin anumite lucruri, dar haideți să încercăm să fim optimiști. Până la urmă, întrebarea cu lupta cu corupția mai bine să fie adresată acolo. Sunt persoane care și-au asumat conducerea Procuraturii Anticorupție. Consiliul Superior al Procurorilor, eu cred că în viitor se va ocupa cu modernizarea Procuraturii în general și promovarea anumitor schimbări. Dar toate trebuie să lucreze într-o sinergie. Domnule Alin, ce veți promova dumneavoastră ca viziune din moment ce o să fiți membru al Consiliului Superior al Procuraturii? Eu am spus că nu neapărat o să fiu membru. Dacă ajungeți să fiți membru, ce viziune veți promova? Eu v-am spus, prima cu transparență. O altă chestiune vizează motivarea hotărârilor Consiliului. Este nevoie de o motivare pe substanță, fiindcă, iarăși, dacă deschidem hotărârile Consiliului, pe lângă floricele care sunt acolo așa, puse de frumusețe, pe esență, doar o singură frază, că nu s-a întrunit numărul necesar de voturi. Și după mine asta nu este o motivare. Aici vine altă problemă, că dacă trebuie să motivăm și nu avem motive, trebuie să acceptăm anumite situații care nu ne plac. Dar așa ar trebui să revizuim actele normative ale Consiliului, fiindcă tot Consiliul aprobă anumite reguli și ele sunt deja învechite. Și trebuie de revizuit întregul spectrul de regulamente care sunt în competența Consiliului. Iată, aceste trei aspecte, transparența, motivarea și actele normative, ar trebui să fie printre primele care urmează să fie schimbate. Și plus, deja urmează să vedem ce o să fie cu procesul de vetting, de care tot Consiliul va fi responsabil pe viitor. Dar dacă ar fi un pic să analizăm ceea ce a făcut actualul, deja precedentul Consiliu Superior al Procurorilor, ce ați spune că au făcut bine și ce ați spune că nu au făcut bine? Eu mă tem să depășesc limitele etice în situația, nu a codului de etică, dar nu aș vrea, am spus deja anumite chestii, dacă le spun că urmează a fi îmbunătățite, înseamnă că la moment situația nu este atât de bună. Cu acestea, Consiliul actual, știți că a fost ales în anul 2017, pe mandat de 4 ani, deja s-au scurs practic 6 ani, a fost prelungit mandatul acestui. Sigur că urmează să aibă un schimb de oameni, de idei, de generații în acest organ. Mai sunt și specialiști care spun că astăzi încă nu e bine definit rolul și locul procuraturii în Republica Moldova. Așa să fie? Da, cu siguranță. Și atunci când este cazul, nou ni se arată că suntem în altă parte, nu în cadrul puterii judecătoriești, da, de exemplu cu salariile v-am dat exemplu, sau cu independența funcțională, sau cu alte chestiuni. Și apropo, intenționăm deja pe linia asociației să facem un studiu privind oportunitatea atribuirii procurorilor statutului de magistrat, anticipând, sigur, noi ne dorim acest lucru și
Vrem să vedem cum e în alte state și să vedem cu argumentare în acest sens. Și poate, într-o oarecare perspectivă, chiar și un consiliu comun între judecători și procurori, a magistraturii ar fi o soluție. Apropo, am uitat să mai fac o precizare. Dumneavoastră sunteți și liderul unei asociații obștiești, da? Da, exact. Asociații profesionale a procurorilor. Da. Da. Da, pentru că s-a ajuns tocmai unde am vrut să ajungem. Relația procuror-judecător. Este rivalitate? Este... Cum ați descrie dumneavoastră această relație care există între procurori și judecători? Eu personal nu simt o rivalitate. Eu fac parte din generație, să zic eu, nouă sau relativ nouă de procurori care au studiat la Institutul Național al Justiției împreună cu colegii judecători, au absolvit exact aceleași cursuri pentru a accede în profesie. Am stat în aceleași bănci, chiar anumite ore am petrecut împreună, începând cu accederea în profesie, care urmează aceeași procedură și aceiași criterii. Ulterior a fost relații de colegialitate. Noi, în cadrul Institutului Național Justiției, avem aceleași seminarii de formare continuă, unde ne întâlnim toți procurorii, judecătorii și discuțiile sunt permanent colegiale. Deci eu niciodată n-am perceput ca o relație de rivalitate. Dar ca să fie completate toate locurile și ați spus ceva mai devreme că unii au plecat, unii au fost nevoiți să plece din sistem, există potențial uman ca să fie completate toate funcțiile? Iarăși este o întrebare dureroasă, spun eu, fiindcă aș putea spune din experiență personală, fiindcă am fost și în cadrul Comisiei de Admitere, în cadrul Institutului Național Justiției și în cadrul Comisiei de Absolvire, și în cadrul și membru a Comisiei de Admitere în Profesie de Procuror și Judecător pe Vechimea Muncă. Și constatările mele personale sunt că concursurile sunt foarte slabe. Chiar și numeric, două persoane la un loc, este un concurs foarte slab la funcție de judecător sau procuror. Asta înseamnă că practic fiecare doritor poate să acceadă în profesie, dar doritori nu prea sunt. Chiar și la facultate discutăm cu studenții, nu toți își aleg alte profesii sau... Chiar... Nu mai e prestigioasă această specialitate? Pentru că era un trend înainte, cam majoritatea când îi întrebai unde vrei să-ți continui studiile, spuneau că la drept. Nu mai e prestigioasă, nu mai e atractivă. Cu toate problemele, cu toate pietrele aruncate în ograda procurorilor și judecătorilor, cu toate incompatibilitățile și restricțiile, cu toate problemele, chiar și la nivel de asigurări sociale, sunt cerințe enorme și o presiune enormă. Și sigur că oamenii se gândesc la interesul personal în primul rând și cu regret eu mă tem că putem să pierdem o generație care acum noi trebuie să invers, să găsim oameni competenți care pe ulterior vor clădi acea reformă. Dar e chiar atât de greu să fie edificat statul de drept? Statul de drept este un principiu constituțional. Este un, hai să spunem că este un ideal pentru care noi trebuie să tindem. În mod normal el este declarat. Republica Moldova este stat de drept, dar asta e ce spre ce noi tindem și nici de cum nu este realitatea obiectivă luată ca atare. Da, dumneavoastră vă amintiți anul de când se vorbește despre reformarea justiției? Da, permanent se vorbește despre reformarea justiției. Eu nu sunt așa de bătrân ca să țin minte chiar totul, dar cei bătrâni spun că se vorbea mereu și din anii 90 și în anii 2000 și încoace deja eu țin minte. Și dacă perioada asta de tranziție pentru reforma justiției e atât de mare, de ce? Bine, este ceva normal că schimbări sunt necesare permanent, fiindcă lucrurile evoluează și urmează să fim flexibili și întotdeauna trebuie să ne reformăm, să ne adaptăm la schimbări. Totuși, urmează a fi și cred că este loc pentru niște soluții mai bune la nivel conceptual. Spuneam eu că ar fi benefic să avem o strategie ca toți să înțeleagă care este parcursul nostru, fiindcă
fiecare zi sau lună pot să apară alte idei cu crearea unor organe, distrugerea unor organe, da, despre care am vorbit, comasarea și așa mai departe. Unii credeau că modelele care sunt aplicate în alte țări ar fi de un real folos și pentru Republica Moldova, dar la un moment dat am înțeles că nu toată lumea este de acord, pentru că ei spun că sunt diferențe și în mentalitate și în general cum se gândește într-o societate precum cea a Republicii Moldova sau cea a Albaniei, pentru că cel mai des se dădea drept exemplu modelul albanez pentru reforma în justiție. Da, bine, nu, dacă vorbim din mijlocii de Albania, nu este problemă de mentalitate, dar sunt diferențe foarte mari în realitatea care este acolo. A fost care a determinat procesul de reformă, mai spuneam că acolo a fost precedat acest proces de o reformă constituțională, a fost un consens și cu regret eu am o temere că lipsa asta de consens politic se va resimți pe viitor. Fiindcă noi toți ne temem cu ceea ce se face acum, se poate risipi în câteva clipe. Deci au dreptate cei care spun că pentru a promova și implementa o reformă precum cea în justiție sau în alt domeniu e nevoie de un consens larg în societate? Da, cu siguranță este nevoie. Dar interesele guvernării sunt unele, interesele opoziției sunt altele. Cum se poate ajunge la un asemenea consens? În Albania s-a ajuns cumva, dacă tot ni se dă exemplul Albaniei și acolo sunt partide sau erau partide din tabere diferite. Era, când s-a demarat reforma, era Partidul Socialist. Să nu se încurci cu partidul nostru, așa se numește în Albania. Și oricum au găsit un consens, pe toți i-a aranjat și s-a demarat acea reformă, dar iarăși ea a fost mult mai strategică și viza mult mai multe domenii. Dar și acolo încă nu s-a terminat reforma. Și acolo încă nu s-a terminat și asta tot trebuia să extragem o lecție că aceste reforme durează. Și după mine, dacă vorbim de procuratură, un procuror general cu un mandat clar pentru reforme și cu susținerea CSP-ului și Ministerului Justiției și a Parlamentului ar putea să facă lucruri mult mai eficiente într-un termen mult mai scurt. Dar Republica Moldova e un stat mic, majoritatea se cunosc, unii cu alții s-au făcut cu metri, sunt nănași, verișori, nepoți și tot așa mai departe. Și gradul ăsta de rudenie ce spune? Că unii politicieni văd într-un fel să se facă această reformă în justiție, alții văd cu totul în alt fel și cam fiecare încearcă să tragă jeratic la turta lor ca nu cumva să fie, să nimerească cineva în vizorul justiției din tabăra lor. Și de ce deseori se spune că justiția e și ea o bâtă fie în mâna politicianului, fie că e folosită ca să se răzbune politicienii unii pe alții? Iată, aici ar trebui să fie un rol activ al societății civile, fiindcă, cu regret, cum am spus dumneavoastră, politicienii se schimbă, vin cu idei și pare că societatea cumva se dă după aceste idei. Ar trebui să fie cumva o coloană vertebrală care să poată modera acele idei ale politicienilor și acele interese ale politicienilor și să avem o mișcare stabilă înainte. Cine trebuie să lupte cu corupția? Politicianul sau cel care e în justiție antrenat? Trebuie să lupte cu corupția cel care face justiție și iarăși un alt regret își asumă prea mult politicienii spunând că vor lupta cu corupția sau vor face ceva, atunci când se dă independența la organe, atunci rezultatele sunt mult mai eficiente. Și chiar structurile nu au independență? Bine, nu putem spune că nu au independență, dar independența funcțională cred că ar urma să fie consolidată și în cazul procuraturii și în cazul sistemului judecătoresc. Pe de o parte, la noi se zice că există separația puterilor în stat. Pe de altă parte, ce se mai crede? Că justiția crede că e un stat în stat, că doar ce crede justiția, aceea trebuie să facă. E interdependentă justiția de guvernare și guvernarea de justiție? Da, sigur. Aici poate a fost o greșeală din partea noastră,
a procurorilor, a judecătorilor, atunci când s-au început criticile foarte dure, a fost o poziție foarte reticentă și conservatoare, lăsați-ne în pace că noi știm ce facem. Și pe de altă parte nu erau nici măcar încercări de a soluționa problemele care deja erau evidente pentru toți. Și asta a generat implicarea, s-au creat premise pentru implicarea politicienilor. Ei au luat volanul și au spus acum noi o să facem așa cum știm noi. Cu regret, asta a fost, dar oricum asta nu înseamnă că în continuare este bine ca acest volan să se afle în mâna politicienilor, fiindcă justiția urmează să fie efectuată de cei care sunt prescriși în Constituție în acest scop. Dar cei care activează în domeniul justiției, la modul cel mai serios, își doresc o reformă veritabilă. Pentru că, iarăși, deseori ce se spune? Că acolo este un segment important care opune rezistență și nici în ruptul capului nu vor ceda atâta timp cât ei cred că interesele lor îi le apără așa cum știu mai bine. Nu este bine să generalizăm. Sigur, peste tot sunt grupuri de interese în toate domeniile, nu doar în justiție. Peste tot sunt lobby, peste tot sistemul se autoconservează când cineva vine să facă schimbări, dar eu cred că există procurori și judecători care își doresc cu siguranță o schimbare, își doresc ceva mai bun, își doresc îmbunătățirea imaginii și doresc până la urmă să fie credibil. Apropo despre îmbunătățirea imaginii, pentru că sunt aceste clasamente care spun pe ce loc se află țările la capitolul reformă justiției, lupta împotriva corupției și că Moldova în aceste clasamente se situa cam spre coadă, pentru că se mai fac și aceste sondaje de opinie și respondenții care participă la aceste cercetări sociologice se dau și ei cu părerea și iarăși spun că e puțină încredere în justiție. E și vina Breslei că s-a ajuns acolo unde s-a ajuns? Este, nu știu dacă vina este cel mai potrivit cuvânt. Cu siguranță mai mulți factori au influențat și acțiunile celor din Breaslă sau din Bresle, profesiile juridice, dar într-un aspect foarte mare, deci s-a creat percepții cu anumite scopuri în anumite momente conjuncturale, inclusiv de către politicieni și alte grupuri de interese. Fiindcă este foarte comod să bați în procurori și judecători și când iei ceva cer, să spui că voi trebuie să știți locul, că societatea nu vă place. Ceva mai devreme eu v-am întrebat despre locul și rolul procuraturii în Republica Moldova. Ar fi o diferență dacă s-ar supune Ministerul Justiției sau ar fi în subordonarea Ministerului Justiției? Sau cum vedeți dumneavoastră o independență totală și o eficiență mare a activității procuraturii? Noi, în primul rând, avem nevoie de un procuror general pe mandat. Noi nu putem vorbi de eficiență până suntem în perioada interimarilor. Am spus că avem un consiliu care a fost prelungit artificial mandatul, avem procuror general interimar, avem mulți interimari, avem concursuri demarate, dar nerealizate și așa mai departe. Sigur, instabilitatea asta duce la scăderea eficienței. Atunci când vom avea întărit acest sistem al procuraturii, eu cred că vor fi și rezultate. Acum toate așteptările se îndreaptă către noua componență a Consiliului Superior al Procurorilor. Ce nu v-ați dori să se întâmple atunci când va fi clar cine face parte din acest Consiliu și că își începe mandatul de activitate CSP-ul? Bine, aici există mai multe riscuri. La moment sunt patru candidați care au trecut, au promovat cu succes pre-vetting-ul și sunt cinci locuri. Iarăși este o separație. Un loc este de la Procuratura Generală și patru locuri de la Procuraturile Teritoriale și Specializate. Și la aceste patru locuri, la moment, sunt trei candidați. În cazul în care nu vor mai apărea alți candidați din cei care așteaptă, atunci va avea loc o procedură de succesiune în locul celor care există, care sunt acum în Consiliu.
Însă nicio lege nu prevede cum are loc această succesiune. Ei sunt patru și trei urmează să ocupe aceste locuri. Care locuri, cine vă dă demisia, cine nu dă demisia, nu este prevăzut. Și aici există mari riscuri că iarăși vor apărea tergiverse. Dar eu anticipez, este doar un scenariu dacă nu vom mai avea candidați. Este posibil să mai avem candidați. Dar iarăși, așa cum a fost în cazul CSM-ului, eu anticipez că vor fi acuzații că sunt prea puțini candidați la locurile care sunt. Da? Și aici vreau să vin o precizare ca să vedem dacă este afectată prin această democrație și așa mai departe, trebuie să facem comparație cu ceea ce a fost până acum. Fiindcă, în mod normal, ca să apreciem dacă suntem în progres sau în regres, trebuie să avem niște puncte de pornire. Așa cum am spus, ultimele alegeri au fost în anul 2017. Și atunci, la acele 5 locuri, tot au fost 8 candidați. Deci nu au fost cu mult mai mulți. Doar 3 din ei nu au ajuns în Consiliu. Ulterior, probabil cunoașteți, s-a eliberat un loc, domnul Bordeanu și-a ales să exercite funcția de procuror-șef la Procuratura Anticorupției, interimatul acestei funcții, și domnul Varzari, care era supliant, tot a ajuns în Consiliu. Deci, din toți care au candidat la alegerile precedente, doar 2 nu au ajuns în Consiliu. La un loc de la Procuratura Generală era un singur candidat. Asta e realitatea care a fost până acum. Și în lipsă de concurs? Fără niciun fel de prevetinguri. Este foarte important. Și la moment, relevant este că nimeni nu știa cine sunt candidații. Eu vă asigur că cei procurorii de la Sud nu cunosc cei de la Nord, cei de la specializate nu cunosc de la teritoriale și invers. Și se mergea așa pe nume, pe funcții, deci intuitiv șefii mai făceau volante și explicau că asta e de-a nostru, acela nu e de-a nostru. Și acum pe așa criterii se vota. Deci la moment toată țara a văzut cine sunt candidații. O comisie independentă cu experți străini a evaluat integritatea acestora. Urmează să aibă loc și o companie de promovare. O campanie de promovare. Și cu siguranță este un progres înainte și asta pune baza și pentru viitoarele legeri, care deja nu se vor desfășura cu preveting, dar compania de promovare, de exemplu, va rămâne și alte aspecte, cultura juridică și cultura de a face dezbatere între candidați, ceea ce nu a fost până acum, dar eu cred că o să fie și în cazul CSP-ului, așa cum a fost în cazul CSM-ului. Da, CSP-ul ar trebui să decidă și soarta celui care va fi procurorul general. Ipotetic, da, dacă ajungem la demararea concursului, încă la moment încă funcția nu este vacantă. La moment avem un procuror general suspendat, avem un raport de evaluare negativ, dar nu avem un decret al doamnei președinte. Avem o cauză pendinte la CEDO și cred că se așteaptă acolo care va fi soluția și situația deocamdată este incertă. Și acest lucru ar putea încă să lase în umbră, să zic așa, inclusiv activitatea CSP-ului nou, dacă lucrurile sunt atât de lăsate în ceață? Deci, în mod normal, CSP-ul trebuie să fie în tandem cu procurorul general. Procurorul general ar trebui să aibă un mandat clar de reformă. Este greu să ai un orizont de planificare atunci când nu știi când se termină mandatul. Asta poate să se întâmple și mâine și peste o lună și în mod normal anumite acțiuni durează mult mai mult și ca să le planifici trebuie să ai o certitudine. Bine, dar dacă această reformă în justiție nu are o finalitate, atunci Moldova ar putea să rămână stat restanțier la îndeplinirea celor nouă condiționalități. Și unii cred că cu bună știință s-ar încerca această opunere a rezistenței ca Moldova să fie împiedicată să înceapă negocierile de aderare. Nu cred. Eu nu știu. Eu n-am văzut opunerea de rezistență. Cam în ce s-ar manifesta opunerea de rezistență? A fost la judecător cineva interpretat prima adunare generală ca o tentativă de a sabota? Dar nu a fost așa. Și până la urmă au fost aleși membrii CSM-ului și cu siguranță vor fi aleși CSP-ul și nu există
nicio rezistență. Bun, oamenii pot să nu fie de acord, dar odată ce a fost adoptată legea, așa va fi. Cât de mare e sarcina care cade pe umerii unui procuror? Pentru că judecătorii se plâng că sunt foarte multe dosare și că asta înseamnă că fie ei sunt epuizați, fie că nu reușesc, și de aici iarăși pornesc nemulțumirile cetățenilor că trebuie să aștepte inclusiv ani de zile până când se examinează dosarul unui cetățean. Sarcina procurorilor este la fel de înaltă ca și a judecătorilor. Mare, da? Da, sunt statistici, sunt mii de dosare finalizate. Eu înțeleg foarte bine că se discută în presă doar câteva dosare care sunt de rezonanță. Și cumva cetățenii poate își fac impresie că doar aceste dosare sunt la procuratură. În realitate sunt anual zeci de mii de dosare. Pe fiecare dosară este un procuror. Pe lângă dosare penale, cauze penale, mai există și procese penale, și contravenționale, și reprezentare în instanțele de judecată, și activitatea analitică și diferite rapoarte. Deci asta consumă un timp enorm, te consumă emoțional, există și o presiune. Dacă ești judecător, poți să faci dreptate cumva și să te simți satisfăcut că cineva a pierdut, dar cuiva i-a dat dreptate. Ca procuror, bine, ai făcut dreptate victimii doar. Dar, în general, persoanele care se ciocnesc cu justiția penală, cred că, nu știu dacă cineva rămâne satisfăcut. Și asta tot creează anumite presiune, fiindcă când vezi fiecare zi o atitudine negativă, clar că te afectează. Dumneale, dumneavoastră ați spus că parcă mai mult e focusată atenția pe dosarele de rezonanță, dar într-un fel este și explicabil acest lucru, pentru că aceste dosare de rezonanță ar trebui să aibă o finalitate. Și din moment ce vor avea o finalitate, va fi mult mai ușor, inclusiv pentru dumneavoastră, cei care activați în acest sistem, să demonstrați cetățenilor că alte dosare sunt la fel de importante și că trebuie examinate și că trebuie să aibă finalitate. Eu aș muta focusul un pic de la dosarele de rezonanță, fiindcă nu în asta se măsoară calitatea actului de justiție. Să spunem drept că aceste fapte au fost comise deja mult timp în urmă, deja a trecut foarte mult timp. Acum se investigează post factum ceea ce a fost. Noi trebuie să vedem cum au loc reformele pentru ca pe viitor aceste situații să nu se repete. Și asta este mult mai important decât investigarea unor fapte care deja s-au epuizat. Eu cred că dacă vom avea o procuratură și o justiție reformată, cu siguranță vor avea finalitate și dosarele penale, dar nu asta este un criteriu care trebuie să ne conducem în apreciere. Dar credeți că dacă unii politicieni au interese clare, ei mai pot influența justiția, încă mai pot corupe un judecător sau un procuror? Mi-e greu să mai expun. Corupție mare există în toate statele lumii și în statele cu democrație avansată. Ați văzut chiar și la nivel de Uniunea Europeană, în unele instituții și la nivel de state naționale și dar asta nu înseamnă că e o scuză pentru cei care lucrează sigur că nu combată acest flagel. Da, important este că aceste fapte să fie depistate și fiecare faptă să fie sancționată. Și chiar pe final, cum i-ați explicat cetățeanului în ce condiții el poate să recștige încrederea pierdută în justiție? Eu cred că acei care au avut de-a face cu justiția probabil au încredere mai mare decât acei care se conduc doar de ceea ce aud pe televizor, fiindcă în realitate lucrurile nu stau așa cum în mod general este primit să se vorbească. Dacă vorbim de fonul general despre procurori și judecători și așa mai departe, dar doar lucrul asidu va duce la recapătarea încrederii în justiție. Comunicare, iată,
ce vrea inclusiv cetățeanul, să îi se comunice mai des și cu precizie totuși ce se întâmplă și într-un domeniu și în alt domeniu, astfel încât informația și transparența să-l poată ajuta să tragă o concluzie sănătoasă. Iar pe de altă parte, eu mi-amintesc cât era de greu să convingi pe cineva din procurori să vină la o emisiune. Și aici niciodată nu am găsit explicație, fie că există o reticență pentru că nu ar vrea să deranjeze pe cineva, fie că nu vrea să vorbească despre activitate, fie că se teme de superiori. Niciodată n-am înțeles de ce atât de greu e să convingi un procuror să vină să discute. Sigur că procurorii trebuie să-și asume mai multă responsabilitate. Ea este legată, de fapt, cu independența. Atunci când procurorul se va simți independent, el va fi și responsabil. Și anume procurorii care conduc sau exercită urmărirea penală, ei trebuie să vină și să vină cu anumite explicații pentru cetățeni. Apropo, cu regret, nu știu dacă ți-a observat, dar toți așteaptă de la procurorul general. El să spună anume ce martor a spus, nu știu exact. Cum se califică potrivit cărei litere. Ceea ce în viziunea mea nu este corect. Procurorul de caz fiecare procuror de caz trebuie să vină și să explice publicul. Și el să-și formeze singurul imaginea, fiindcă când vorbim de procuror general, azi e unul mâine altul, el ceva vorbește, se formează imaginea generală a instituției și a tuturor procurorilor, ceea ce nu este corect. Ce mesaj aveți pe finalul acestei emisiuni pe care vreți să-l transmiteți? Poate și celor din sistem și celor care conduc și cetățenilor. Eu sper că va fi totuși consolidat un dialog între procurori, judecători, factorii de decizie din alte puteri ale statului pentru ca să găsim niște soluții și să înregistrăm progresie inclusiv în drumul spre Europa. Și ați spus până a intra în emisie că acest Consiliu Superior al Procurorilor va fi el deja entitatea care va evalua pe cei care trebuie să activeze în cadrul altor structuri, da? Care se supun procuratorii. Deci, nu, el va urma, potrivit conceptelor care sunt, să evalueze chiar procurorii. Procurorii. Deci, o bună parte din procurori, procurori șefi, procurori de la procurori specializate. Și aici aș vrea să menționez despre câteva riscuri, fiindcă Comisia de la Veneția a spus foarte clar această sarcină trebuie să revină Consiliul Superior a Procurorilor și a Consiliul Superior a Magistraturii, evaluarea judecătorilor și procurorilor. Potrivit conceptul care la moment există și se promovează, iarăși urmează fi formate anumite comisii care vor face acest lucru și vor transmite materialele Consiliului pentru a lua decizie. Deci Consiliul Superior a Procurorilor și a Magistraturii nu vor avea pârghii pentru a verifica, pentru a investiga, ei doar vor confirma sau nu vor confirma. Există riscuri majore că aceste comisii vor avea prim rol în acest proces de evaluare. Va mai exista și Curtea Supremă care va examina contestații și acum se discută foarte activ ideea ca să fie atribuită comisiilor și posibilitatea de a contesta deciziile Consiliului. Respectiv, în loc să ajute, cum ar fi normal în viziunea mea, deci Comisia va fi în opoziție cu Consiliul și se va contra cu argumente, ceea ce cred eu că nu este conform cu opiniile Comisiei la Veneția. Bine, să gândim sănătos și să credem că nu se va ajunge la confruntări, pentru că ar trebui tot să treacă în același jug, nu? Sperăm, da, eu mai spuneam și anterior, atunci este o zicală veche sovietică, când vrei să zădărnicești un lucru, atunci formează o comisie. Și cu regret, experiența comisiilor nu este cea mai fericită la noi în Republica Moldova, poate această comisie de pre-vetting este o excepție, dar urmează să mai vedem cum derulează lucrurile în continuare. Iată de ce lansăm invitația să mai reveniți la Vocea Basarabiei, să continuăm să discutăm pe marginea acestor importante aspecte ale problemelor care fac ca Republica Moldova mereu să fie înglodată în multe și foarte multe probleme și să nu cunoască cum
cum dea până ghemul acestor probleme. Acum vrem să credem că totuși ceea ce se face, se face spre binele cetățeanului și a statului, astfel ca Republica Moldova să fie discutată că e un stat de drept, că în Republica Moldova buchea și spiritul legii e valabil și pentru Opincă și pentru Vlădică, că în fața legii toată lumea este egală. Vă mulțumim pentru prezență la Vocea Basarabiei. Vă mulțumim pentru invitație și eu mă strădui foarte mult să fiu optimist și suntem deschiși pentru discuții în continuare. După ce a fost evaluat de Comisia Pre-Vetting, domnul Iurie Lealen a acceptat să vină la Vocea Basarabiei să discutăm. Acum e în plin formare Consiliul Superior al Procurorilor, așa să zic, da? Și vom vedea cine face parte din componența acestui CSP și mai ales vom încerca să menținem în vizor activitatea noului Consiliu Superior al Procurorilor, care are încă de făcut mult și foarte mult ca să fie recâștigată încrederea în justiție. Toate bune pe curând!